La seminarul teologic Neagoe Vodă Basarab din municipiul Curtea de Argeș a avut loc joia aceasta examenul de admitere care a constat în două probe. În prezența înalt preasfințitului părinte arhiepiscop Calinic au avut loc probele de aptitudini pentru secțiile teologie pastorală și patrimoniu cultural. La concursul de admitere, probe de aptitudini, s-au înscris un număr de 18 elevi pentru specialitatea teologie pastorală ortodoxă și un număr de 23 de elevi pentru specialitatea patrimoniu cultural. În mijlocul comisiei și al candidaților s-a aflat înalt preasfințitul părinte arhiepiscop Calinic, care i-a binecuvântat pe elevi. Concursul s-a desfășurat în baza metodologiei de organizare și desfășurare a admiterii în învățământul liceal de stat pentru anul școlar 2015-2016 și elevii și-au etalat și-au prezentat aptitudinile artistice pentru clasa de patrimoniu cultural și aptitudinile muzicale și cele legate de dicție pentru specialitatea teologie pastorală ortodoxă. Partea a doua a examenului a constat într-o probă scrisă, care a evaluat cunoștințele teologice pe care elevii le-au dobândit în timpul anilor de gimnaziu.